promit că mai aducem pe părintele pe la noi, abia s-a învățat și mă bucur că se simte bine. Vreau să vă spun că săptămâna aceasta, mâine avem slujbă de dimineață, Sfinții 40 de mucenici. Miercuri avem Sfânta Liturghie, după amiază avem Taina Sfântului Maslu, vineri Sfânta Liturghie de dimineață, după amiază Pavecernița Mică și Acatistul Bunei Vestiri. Vineri seara avem priveghere de toată noaptea și cei care postez și se spovedesc se pot împărtăși. Deci priveghere de toată noaptea, când se citește și sărindarele. Deci este o perioadă foarte importantă și vă rog să țineți pasul după poruncile bisericii. Veți fi liberi, veți rămâne puternici și nu o să vă atingă niciun virus. Mulțumim din suflet, Doamne ajută, Dumnezeu să ne mai trăim sănătoși, bucuroși și bucuroși. Și peste 3 săptămâni la următoarea seară după omnicească, să facem rugăciune. Să ne pregătim și cealaltă o să putem să ne primim exteriorul bisericii, să pregătim cum se cuvine partea aceasta și să punem și flori de pată. Să știți, trebuie să fiți lângă noi, că împreună putem face lucruri frumoase.